Bine ați venit la serbarea celor 500 de bebeluși născuți la Centrul Medical San Confin cu Ana Câmpina. Este o onoare și o zi deosebită pentru noi să organizăm un astfel de eveniment care îl considerăm o serbare unică în județul Prahova, pentru că aniversăm acest număr rotund de bebeluși născuți la Poiana Câmpina și totodată creșterea natalității prahovene. Este un loc deosebit în care ne-am adunat alături de dumneavoastră pentru a ne cunoaște mai bine și pentru a-i cunoaște la rândul dumneavoastră în continuare pe cei din echipa medicală San Confin. Puteți să schimbați impresii personale în continuare de la cu cei din echipa noastră și între dumneavoastră. Pentru că sunteți cu copilașii, o să anunț că toaletele sunt la intrare, înainte. Deci cum ieșiți din sală pe partea stângă. Și în orice moment puteți să ieșiți și să vă plimbați pe afară, dacă este cazul. Cine dorește poate să ieșiți aici la intrare. Voi da cuvântul doamnei doctor Eugenia Grumelescu, medic specialist neonatolog. Medicul de suflet al maternității San Confin și persoana fără de care nu putea exista acest eveniment alături de ceilalți care l-au completat. A fost un efort foarte mare pentru noi și pentru San Confin și pentru sponsorii noștri pe care o să-i anunț imediat. Doamna doctor Cunedescu dorește să vă spună câteva cuvinte în deschidere. Este doamna Simion, care este reprezentanta conducerii, dacă spun așa. Și cu această ocazie vă mulțumim că ați acceptat această invitație la acest eveniment pe care vrem să transformăm într-o întâlnire între prieteni, să transformăm ca o duminică în familie pe care să o petrecem cu voie bună, cu distracție, cu joacă, cu depenări de amintiri și de ce nu cu multe premii. Pornim de la descrierea mea în trecut, cu datora sexii, vreau să subliniez principalele evenimente ale acestei întâlniri, pe care una dintre ele este Săptămâna Mondială a Adoptării. După cum bine știți, susțin din răspunderea această idee și acesta, dedicată, să spun așa, numai după sesiunea adoptării, ține microfonul, doamne. Dar teoria adoptării o știți cu toții, trebuie să spun că v-ați săturat de ea. Eu v-am spus că e cea mai rea doctoriță, da? Da, v-ați spus și de ei. Al treilea motiv că am vrut să ne lăudăm, ca să zic așa, cu atingerea acestei cifre rotunde de naște, într-un timp relativ scurt. În anul ăsta, în decembrie, am primit 3 ani, de când s-a găsit maternitatea, deja am depășit 500 de naște. Fiindcă, după cum spunem, a trecut repede. Presupun că nimeni nu mă contrazice. Și în acest timp, vreau să am trăit alături de dumneavoastră experiența de a deveni mămică de fiecare dată de care am născut. Mama mea mă întreabă de fiecare dată, azi ai născut? Și eu zic da. Cu fiecare naștere în parte, retrăiesc experiența dumneavoastră, prenască alături de copii dumneavoastră. Am implementat tot ceea ce facem în San Confin, de la ora magică, sfințe, simplu, un egoist, recunosc, mi-am dorit întotdeauna ca în parte de aceste experiențe și eu nu le mai trebuie să trec prin voi. Susțin alătarea pentru că mi-am dorit întotdeauna să alătesc, iar am reușit și o retrez prin voi, chiar dacă nu trăiesc durerile pe care le simțiți dumneavoastră, însă vă susțin din toate puterile mele. Știu că m-ați fost coroziți de fiecare dată când m-am dus copilul la sân și ziceați că n-aveți ce se lapte. Să știți că m-am înjurat când le-am prânzit copilul în brață și le-am dat drumul la urmă prin ele. Dar mulțumim de la
sfârșit, când v-ați plecat cumplinite, cu sânii plini de la fel. Iar sătișelor care nu le mai era frică să se rămână pe propriul copil, a meritat tot efortul și toată nopțile nedormite. Prin urmare, vă mulțumesc în suflet pentru faptul că ați venit, faptul că ne-ați ales și că a fost alături de mine de fiecare clipă. Mulțumesc frumos! După cum vedeți, minunata noastră echipă medicală a reușit să producă în acești 2 ani și ceva, aproape 3, 500 de rumbete. Întregii echipe medicale, colectivului medical și tuturor care participă cu dăruire la săvârșirea acestui act medical, vă pun toată dragostea, toată simpatia, tot respectul pentru dumneavoastră. Dumneavoastră, ca și părinți, vă mulțumim din suflet pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o, alegând maternitatea sa în confin, să vă fie alături la acest moment minunat, timpind, dumnezeiesc, pe care ne-l dorim și trăim toți, din toată inima, din tot sufletul. Să știți că acești 500 de copii ne umplu sufletul de bucurie și așteptăm cu drag și pe următorii să-i cunoaștem cu aceeași echipă medicală, aceiași oameni care au multă, multă dăruire, multă dramăte, profesionalism, tehnologitate. Ne dorim această comunitate tânără să se mulțească și vrem să ne revedem, dacă nu anual, cel puțin la 2 ani, la aceste evenimente plăcute, motiv pentru care sunt convinsă că ne dorim și puțină recuperare. De aceea, Centrul Medical Stan Confin s-a gândit la absolut tot. Știți foarte bine de centru de recuperare, unul dintre cele mai bune centre de recuperare din țară, lăsând la o parte sursele naturale, de să nu uităm izvorul de apă sărată, să nu uităm nămolul adus direct de la Stechendol, aparatura performantă și nu în ultimul rând personalul care deservește de un înalt profesionalism. De asemenea, pentru sănătatea noastră, deci ne includem că toți suntem o comunitate, mentorul, fondatorul acestui centru medical are în vedere și celelalte specialități medicale, că o parte din ele a pornit, altele urmează să le deschidem ulterior. Sunt, practic, unul dintre ultimii pretendenți complexe ai echipei Confin. M-am alăturat, practic, de la 3 iunie. Echipei în poziția de medic care lucrează full-time pe colaborarea a început în cursul anului trecut și asta mă face să mă pot bucura de câțiva părinți printre dumneavoastră, i-am văzut deja. Ca să merg în linia, cum se numește, umoristică pe care a început eu, vreau să spun că sunt prezentorul unui public. Mi s-a propus că dacă voi tăia pepen pentru acest eveniment, nu va trebui să vorbesc. Cum să vă spun că am tăiat și pepenii și viață că și vorbesc. Ce să vă spun? E pentru mine venirea la Câmpina, s-au produs în 2 pași. Sunt bucureștean crescut și cum să zic, format între plăceanele Bucureștiului și prima oară am ajuns la Câmpina la Spitalul Municipal de Stat. A fost un pas destul de, de curajos și de important pentru mine și nu pot să spun decât că al doilea pas care a urmat a fost cel de a veni de la Spitalul de Stat în Spitalul Privat și faptul că mă găsesc atât de aici și vă văd și înțeleg cum se desfășoară astfel de evenimente și chiar pe credința spun că nu sunt multe locuri în care se pot organiza astfel de evenimente și nu găsim atât de mulți oameni în țara asta vorbind, care să se adune în jurul unor astfel de subiecte, mă face să cred că alegerile pe care le-am făcut până acum au făcut favorabile. Am o echipă absolut
să zic, uimitoare, așa ce puțin pentru mine și nu pentru că sunt aici lângă mine, ci spun și zic o zic într-o convingere profundă pe care o am. Ioana Militaru este primul copil născut în centrul medical San Copric, mulțumim foarte mult. Ați primit un premiu de la sponsorii noștri Samostan și Alexandrion. Să fiți sănătoși, să crească fetița. A doilea premiu este acordat copilului numărul 500. Din păcate este prea mic pentru a participa la astfel de petrecere, motiv pentru care premiul îl voi mâna personal la primul consult. Iar al treilea premiu care din tot sufletul vreau să-l dăruiesc cele mai, una dintre cele mai perseverente mămici în alăptare. Presupun că mulți dintre voi o cunosc, că am dat-o drept exemplu, pe doamna Topală. Doamna Topală care urmează cu al doilea și sperăm să nu mai întâmpinăm aceleași răutăți ca la primul. Mulțumesc frumos! Felicitări, doamna Topală! Aici aveți un premiu de la sponsorii noștri, editura Asborn, din Ramona Petrescu, care mulțumim foarte mult pentru prezență, și o perdă de alătat de la Jolie Bebe, meșterul de perni, de la Iași. Mi-a luat și de povestea. Acest băiețel nu voia să fugă deloc. Noi ne-am mâncat picații primele zile până am învățat să fugă. Thank you.